Un medic rus ne învață cum să ne întărim sistemul imunitar în doar 15 secunde. Sistemul imunitar este un ansamblu de interacțiuni complexe ce implică diferite organe, structuri și substanțe. Sistemul imunitar luptă împotriva microorganismelor care produc boli și care îngreunează procesul de vindecare. Apa rece stimulează sistemul imunitar. Băile cu apă rece au o tradiție veche în numeroase culturi. Există mai multe procedee de călire și de tratare a organismului cu apă rece, printre care și călcarea ușoară a apei reci cu tălpile. Această metodă a devenit un adjuvant de bază în menținerea sănătății, în prevenirea îmbolnăvirilor, ba chiar și în tratarea cu succes a unor boli deja instalate. Motivul: procedurile fizitoterapeutice bazate pe folosirea diversă a apei îmbunătățesc circulația periferică, întăresc activitatea inimii, conferă un tonus muscular bun și cresc rezistența inimii. Nu în ultimul rând, acestea cresc rezistența organismului la infecții și la fortifierea sistemului nervos, ceea ce ajută implicit la menținerea sănătății în parametrii normali. Un procedeu de călire, de tratare și de întărire a sistemului imunitar constă în călcarea apei. Întărirea sistemului imunitar în 15 secunde. Profesorul rus Sergei Bubnovski, specialist în kinesioterapie, recomandă o metodă foarte simplă și eficientă care relaxează, alungă senzația de picioare grele și obosite, vindecă răceala și consolidează imunitatea. Sfatul specialistului este următorul: în fiecare seară se umple un lighean cu apă rece în care se înmoaie picioarele. Nu se folosește apă caldă. Loviți ușor apa cu tălpile și jucați-vă cu ea timp de 15 secunde. După acest timp, se scot picioarele din apa rece. Iar fără a le usca sau șterge cu prosopul, ci ude, vor fi încălțate imediat cu o pereche de șosete groase din lână. Timp de un sfert de oră se va circula prin casă. Repetați această procedură în fiecare seară pentru stimularea imunității. În cazul în care răceala este deja instalată, o astfel de metodă inedită ajută la fortificarea promptă a imunității. În acest caz, călcarea apei se va face la fiecare 4 ore. Tratamentul nu afectează simptomele de răceală și nu are efecte adverse. De asemenea, atunci când se face baia rece, este important ca în încăpere să fie cald, iar picioarele să fie și ele calde. Opțional, se pot alege vase mai adânci, în care, cufundând picioarele, apa să le cuprindă pe acestea până sub genunchi.